Salutare! Astăzi vreau să fac cămânciuri din kilogram de bile cu aromă de smeură și banană. Pentru asta este o rețetă foarte simplă și pentru asta aveți nevoie de cam 80 de grame de smeură, o banană foarte bine coaptă, un ou, cam 80 de grame de gris și pesme de pâine amestecat cu boia. Pe lângă astea, eu mai pun și cam jumătate de cupă de iaurt. Deci, astea ar fi ingredientele pentru o rețetă foarte, foarte rapidă. Deci, pentru început, o să adăugăm banana. Am spus, trebuie să fie foarte bine coaptă. Cam așa. O să formăm în bucățele mici. După banane, adăugăm smeura. Desfărâmăm bine. Ce este bine la smeură este că are și niște, are multe semințe micuțe care vor ajuta la descompunerea bilelor. După ce l-am sfărâmat bine, adăugăm oul. Cum v-am spus, mie îmi place să adaug și în mixurile și în nada pe care o folosesc la pescuit, cam îmi place să adaug iaurt. Iaurtul ăsta îmi place în mod deosebit, are și o culoare faină și are și un fel de particule mici prin el. Deci e chiar fain, îmi place. Punem cam 50 de mililitri, 100. Cam 50. Amestecăm. Cam așa arată partea lichidă. Peste partea lichidă adăugăm grisul. Amestecăm. Amestecul ăsta deja are o aromă foarte, foarte
puternică. Peste toate astea adăugăm pesmetul de pâine amestecat cu boia aiute. Acesta îl vom adăuga până va ieși, se va forma o coptă. O coptă care, din care vom face bilul. După ce am ajuns la consistența dorită, lăsăm câteva minute să ștreagă lichidele și să începem să formăm bilele. Deci după ce ați terminat de format bilele, puneți-le la fiert 2-3 minute sau până când se ridică singure deasupra apei. Dar la mine după aproximativ 2 minute jumate, bilele sunt ok. După ce le scoateți din apă, puneți-le să scurgă apă în ele, puneți-le pe un șervețel sau prosop sau pe ce vreți. Trebuie lăsate la uscat 2-3 zile și după aceea le puteți pune într-o pungă sigilată și le puteți păstra la congelator. La congelator este cel mai bine. Când le scoateți din congelator și le dezghețați, puteți pune pe ele ceva aromă. Voi face și un test pentru a vedea în cât timp se descompun. Deci cam asta mai rămas după aproximativ 4 ore de stat în apă din bile. Asta a fost rețeta, foarte simplu de făcut, foarte rapide. Pentru o partidă scurtă, eu zic că este foarte bună. Aștept să vă abonați la canal, să postez în fiecare duminică momentan. Pe viitor să postez mai multe clipuri de pe malul apei, dar momentan postez doar duminică.
Deci abonați-vă și să ne vedem cu mine pe malul apei. Salutare!